Localnicii din Bârsești au fost treziți în această dimineață de un zgomot puternic ce s-a produs de la spargerea unei conducte de apă. Mai multe locuințe au fost invadate de apă și distruse din cauza bolovanilor care au sărit la câțiva zeci de metri depărtare. Conducta spartă a devenit o adevărată fântână arteziană. Că să nu că de sus, că-i piatră acolo. Când de sus, mi-era apă. O jură, mă, acelea, de unde să știm noi că s-a spars o conductă? Noi să rugă de sus. Cădea pietre, v-a fost teamă? Două minute, de cum dracu să nu fie teamă? Păi știu cum zicea că e pe apartament. V-a fost afectată casa? Da, bineînțeles, intră apa. Nu vedeți, îmi dărâmă gardul. Că și acolo tot eu sunt. Nu poți să intru în muncă, toată curtea e plină. Nu, nu se poate intra, păi vedeți că nu, e imposibil. Angajații operatorului regional de furnizare a apei și un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj s-au deplasat la fața locului pentru a remedia problema. Este vorba de o avarie pe conducta principală de aducțiune a orașului, pe conducta de diametru 800 de mm din tuburi Premo. Se lucrează în momentul de față la izolarea avariei respective prin scoaterea din funcțiune a conductei, după care se va trece la remedierea ei. Două mașini care se deplasau prin zonă în momentul în care conducta s-a spart au fost avariate din cauza bolovanilor. Am venit încet, n-am mai văzut nimic, nici stânga, nici dreapta. Uitați, vă rog să vedeți cum e mașina avariată. Stați puțin, că trebuie luată într-o anumită ordine. Da, asta vă duceți la poliție, faceți formele cu asigurarea. Sunt bolovani care au fost aruncați de forța apei în momentul în care s-a fisurat conducta. Mulțumim Dumnezeu că nu sunt victime. Sigur, se putea întâmpla poate și mai rău.